Da, sigur că da. Dacă rămânem blocați, nici măcar nu avem semnal la telefon. Sper că Cristian știe ce face. Iar acum am intrat de pe canalul Șontea pe canalul Ocolitor. Acest canal din spatele meu ocolea lacul Fortuna, pe care l-ați văzut puțin mai devreme. Era mai sigur, când este furtună pe acel lac, este destul de periculos, așa că lumea trecea direct pe acest canal și îl ocolea. Sălcile în apă. Încep să am semnal. Deci, hai să pregătesc glezi. Acum ne-am acostat aici de acest copac. Așteptăm ca Marian să dea drumul la un live. O să fac un live interesant pe canalul Turistland. Aici sunt câțiva nuferi, este încă prea devreme pentru a-i vedea total înfloriți. Și unde credeți că este intrarea către Taraschina? Este acolo, la acele sălci. Aia este intrarea, pe care o să intrăm imediat. Am ajuns acum în dreptul intrării către Taraschina, o așezare foarte veche, de acum 4.000 de ani, nu știu dacă 4.000. Am ajuns în dreptul intrării către Taraschina, o veche așezare omenească, și are o vechime de peste 6.000 de ani. Practic, anul 4.000 înainte de Hristos. Intrarea către această așezare este mascată de aceste trestii. Și Marian a terminat de filmat pentru videoclipul lui. Deci Taraschina este una dintre cele mai vechi așezări umane din Delta Dunării. Așa arată o excavațiune. Este acoperită cu acest celofan pentru că sunt părți mai importante dintr-o casă care a fost incendiată. Marian, ce părere ai despre acest sit? Nu știu mare lucru despre el, însă am auzit că ar fi una dintre cele mai vechi așezări umane din Delta Dunării, cu o vechime de aproape 6.500 de ani. Nu este mare lucru de văzut, dar mă simt bine stând în acest loc. Chiar este o bucată din istoria veche a Deltei Dunării. Această așezare de oameni era pe un fost braț al Dunării. Iar acum noi ne continuăm drumul către Mila 23. O să intrăm în lacul. Și acesta este lacul Taraschina, iar aici avem un loc numit la nuferi. Pe partea dreaptă avem câțiva nuferi albi, în timp ce pe partea cealaltă câțiva nuferi galbeni.
câteva sute. Am noroc că nu trebuie să mai aștept două săptămâni ca să vă mufe într-o zonă am trebuie să oferi mufe ale. Iar... Și acum suntem pe canalul RA. Suntem într-o intersecție aici. Pentru mine, sincer, este prima dată când merg către Chilia și va fi prima dată când ajung la Chilia. Este oricum incredibil de frumos. Iar capitanul de această dată este Marian. Salutare! Pirați ai Dunării! Ce părere ai, Marian, de locul ăsta? Un loc superb și mă bucur că am văzut nuferi. Am crezut că abia peste două săptămâni vor înflori, dar am văzut nuferi acum. Nuferi albi pe care i-am filmat și i-am pus într-un vlog. Nu, Marian? Da. Veți vedea vlogul din Delta Dunării de la Mila 23 și de pe la Maliuc. Și acum că Marian este capitan, o să stau și eu puțin aici în față. Și o să mă bucur și eu puțin de Delta. De aceste locuri pe care le văd pentru prima dată. Un canal foarte frumos acesta. Uitați-l și pe Marian în spate. Bine e când conduce altcineva. Și tocmai am ajuns la această mănăstire din mijlocul Deltei Dunării. Până aici a condus Marian. L-am învățat câte ceva și încet încet pot să stau și eu mai relaxat. Suntem la Chilia Veche. Și eu fac un vlog. Eu fac live. Și niște căluți aici. Recunosc locul. Am pus o mică pauză că filmez și pentru vlog. Și brațul Chilia în față. În continuare, pentru că vremea nu a ținut deloc cu noi, am mai stat două seri în Chilia Veche. Ne-am plimbat pe străzile din Chilia Veche, chiar dacă am intrat până la genunchi uneori în noroi, am văzut biserica care este acum în renovare și chiar am dat o tură până la penitenciar. A meritat vizitarea acestei localități? Eu cred că da, pentru că fiecare localitate din Delta Dunării are atracțiile ei, și arată unic. Mai devreme am trecut de poliția de frontieră care ne-a salutat și noi salutăm poliția de frontieră. Iar aici am rămas uimit de cât de mari sunt valurile. Mai devreme cred că am dat și de un val de un metru, cred. Dar o să mergem așa încet până la intrare în celălalt braț. Vântul vine direct dinspre mare. Este cam nașpa, mai ales că plouă, bate vântul puternic.
până la celălalt braț, probabil e mai liniștit. Vom merge așa, cu 1300 de turații, trecem prin valurile astea. Sunt mari, e ok. Este ok, dacă mergem așa nu vor exista probleme. Sau vor exista, nu știu. Marian, nu ți-e frică? Nu. Marian e marinar, așa că... Sunt foarte relaxat, n-am nicio problemă. Ia uitați cum face barca. Buf! Buf! Această parte pare puțin mai accesibilă, dar până acum au fost valuri extrem de mari. Am să vă și arăt că barca este certificată CD. Deci valurile chiar sunt foarte mari aici. Sunt deja aud, mă concentrez la maxim. Acum o luăm la dreapta. Oricum, chiar valurile sunt foarte, foarte mari. Dar până acum suntem bine, n-am luat nici măcar un strop de apă. Băgăm toate bagajele în sac. Nu zică cineva că trafică mai saci ăștia. Am observat acești piloni de beton. Probabil cândva s-a încercat construirea unui pod aici. După aproximativ o oră, am ajuns la am lăsat barca în acest bazin. Iar de la valurile pe care le-am întâmpinat pe traseu, încă mă bălângând. Băi, de șochilarii, ai uitat...